Gabriel Cătălin Gorjanu Gâlea, singurul concurent bărbat din această seară, locuiește în București de mulți ani, dar reprezintă Gorjul. În afară de folclor, mai are o pasiune care i-a dedicat toată viața. Atenție! Palmipedele! Ce, tată, ce? Nu te taie nimeni. Tu ești pentru reproducție aici. Nu ești de tăiat. Are muzica. Are. Are ceva cu rața. Rața, de obicei, se crește la sat. Și muzica populară o găsim tot la sat. Folclorul tot la sat. Am o femeie în brațe, se vede și după măcănit. Masculii au un măcănit ceva mai gros. Rața e foarte frumoasă ca și pasăre. Pe mine dintotdeauna m-au fascinat palmipedele. Înnoată foarte bine pe luciurile de apă. Cine mă încoace tu? Pe rasa leșească sau barbarie mi-am dat lucrarea de dizertație acum 3 ani de zile și mă uit că aici avem un tineret care arată extraordinar. M-am îndrăgostit de zootehnie atunci când am văzut cârdul de gâște al bunicului meu. Mai avea 2 dinți în gură. Dar așa de frumos cânta. Îmi cânta o sârbă, îmi cânta o horă, îmi cânta ceva frumos. Uitați cât de frumoasă este. Pe această rasă mi-am elaborat lucrarea de diplomă acum câțiva ani de zile. Și iată că în această perioadă târzie a anului am găsit și un nou. Mamușcă, da. Asta mi-a degetat cu totul, da? La 28 de ani mă simt extraordinar, mă simt chiar împlinit. Mi-am ales meseria potrivită, sunt la locul potrivit, iar în folclor, la fel, sper să fie alegerea potrivită și locul potrivit. Ce suflet ai, cergurița și nu-mi dai, cergurița și nu-mi dai, măi, parcă ai fi fată de crai, fată de crai, dacă-i fi, curița mi de fi, și nimica nu ți-ar fi, și nimica nu ți-ar fi. Când era de ne iubea, când era de ne iubeam, măi, luncile ne colindam. Și dorul de ne prindea, doar pădurea ne știa. Și dorul de ne prindea, doar pădurea ne știa. Cum ar fi fetița mea, fi fetița mea, măi, de ți-aș lega dragostea. Și dorul aș priponi să nu poți îndreiubi. Și dorul aș priponi să nu poți îndreiubi. Măi, fetiță, dorul meu l-aș trimite drumul tău la fântână când te duci, măi. Să-ți intre mândre în oglinci, să-ți arză călcâile și să apuci potecile. Pe unde mândro veneai, purița de mi-o dădeai. Să-ți arză călcâile și să apuci potecile. Pe unde mândro veneai, purița de mi-o dădeai. Bună seara! Sărut mâna! Bună seara, Gorjene! Sărut mâna! Știi ce mă gândeam? Că lângă prazul acesta o să văd o rață. Rața o aduc în etapa următoare. A, la proba următoare, da? Nu la proba următoare, la etapa următoare. A, deci ești sigur că treci de... Cu siguranță! Bă, câtă încredere! Așa trebuie! Acum v-am adus câte un praz, așa că m-am gândit, eu zic, mă, ce să le duc eu din Oltenia? Și din toate Oltenia am găsit esența și luai și-o prazul cu mine. Acesta e pentru juriu sau pentru cine? Pentru juriu, că am zis și-o. Păi te rog frumos, du-te și de-l, hai! Aplauzele! Dumneavoastră, vă rog frumos, are omul un dar pentru juriu. Dacă rămâne fără praz și nu ne aduce și, nouă praz, nu e bine.
Maestre, dumneavoastră, vă dau 3. Nu! Păi nu 3, păi și 9. Păi 9! Alo! Niște frazi. Bravo! La mine ne dăm papornița. Ne dăm papornița. Ia-o cu totul, așa! Așa, uite, aici! Bun! Trebuie să vă spun despre tânărul nostru că îi place foarte mult să gătească. Și să știți, domnule Dinescu, ingredientul care îi face plăcere este portocala. Știu că și dumneavoastră folosiți în orice portocală. Și chiar a făcut, mi-a spus, sărmăluțe în foi de viță cu portocală. La Dinescu, sigur. Și am pus zeamă de portocală. După ce s-a uitat la emisiunea exact, mea. Exact, exact. Politică și delicatețuri. Duminica, dar un pic mai devreme. Exact. Și ai învățat, înțeleg, de la domnul Dinescu cam cum... Am învățat și îmi place că totdeauna, ca să adauge gust mâncării, mai pune câte un strop de zeamă de portocală și credeți-mă că e foarte bună. Cea mai delicată mâncare din lume este rața. Rața, sigur că da. Și mai ales chiar cu portocale. Chiar vreau să te vizitez la... Serios. Cu tot dragul. Ne lăsăm telefoanele. Așa. Cu a, păi dat un pic, are nevoie de niște rațe, are nevoie de niște rațe. Exact, ce notă-i dați. Doamna Lavri, o să fim foarte atenți la ce spune domnul Dinescu acum, da? Abia așteptăm. Bun, să auzim, domnul Dinescu. Nu, n-o să spun nimic, tocmai pentru că am adică să lase loc de interpretare. Da. Vedeți, domnule, ce face un praf și o rață. Nu-i corect. Bun, hai să începem cu domnul Leșe, vă rog frumos. E un cântec de joc din Oltenia, frumos, aștept celelalte probe. Adică nici așa, nici așa, ca prazul, nici ceapă, nici usturoi. Au fost momente în care n-am înțeles ce ai spus. În rest, încolo, este bine, dar să știi că e loc și de mai bine. Așteptăm proba următoare. Doamna Lavric? Da. Are prezență scenică, are calități vocale, l-am văzut că face succes, când ne-am întâlnit în câteva spectacole, chiar și la Giurgi și asta. Ce înseamnă să facă succes? Adică? Păi are carismă, știi, să redea cântecul, ține să publicul, facă nu? Da. Domnul să fie dicția mai corectă. Eu am fost impresionată, în primul rând, de costumul lui Schileresc, care este absolut superb de acolo. Gabriel, dragule, ai cântat foarte bine, dar eu am apreciat în mod cu totul special faptul că tu ești carismatic, știi să faci show, îl ai pe Vinoncoa. Și totuși, domnul Dinescu, o părere așa despre cum a cântat. Că despre rață știu, o să vedem la emisiunea noastră ce o să fie. Îl vedeți la partea așa, a doua. Așa. Deci nu ne pronunțăm acum, da? Bun, vedem la proba a doua, dragule. Îți dorim succes, felicitări. Și cu prazul înainte, ca să zic așa. Mulțumiri, Alpin, pentru sprijinul acordat în realizarea programului nostru. Gabriel, noi nu discutăm decât cu prazul pe masă. Nu mai avem praz. De ce? L-am lăsat la jur. N-am ce să vă fac, n-am știut că vă găsesc aceea. Asta era... Nu v-am văzut, cine suntem noi? N-am știut cum, dar de ce să vedem? Da. Foarte frumos a fost, mi-a plăcut foarte tare. Să vedem ce facem cu banii și eu mă gândesc, poate îmi deschid vreo fermă de palmipede.